Polițiștii au de rezolvat un caz încurcat în Telorman, acolo unde un tânăr a fost răpit de pe stradă, bătut și umilit pe internet pentru că ar fi vrut să se însoare cu o fată de 16 ani. De partea cealaltă, rudele fetei spun că tânărul și prietenii lui umblau din stradă în stradă pentru a răpi fete și a cere mai apoi recompensă familiei. Niciuna dintre tabere nu vrea ca poliția să rezolve scandalul, ci apelează la legi strămoșești pentru a-și face dreptate. Rudele fetei de 16 ani spun că tânărul din alt județ ar fi venit cu o mașină pentru a o răpi pe minoră de pe stradă, doar că i-au dejucat planul și l-au pedepsit după propriile legi. Am văzut filmulețul ăla care e, nu i-a făcut rău, adică n-a las, ți-a zis, bă, n-ai să mai faci. Tot scandalul a fost filmat și transmis pe rețelele de socializare. Pe imagini se observă cum tânărul este lovit cu palmele, iar la un moment dat este dat cu sare. Era zahăr. Da. Și ce, e o tradiție la voi? Da, e să speriem ce e sare. Dar nu era. Ca să nu mai faci altă dată. În cele din urmă, tânărul a fost eliberat după ce un prieten a chemat poliția. A stat o zi la spital, iar acum este de negăsit. S-ar ascunde de frica agresorilor și nici nu vrea să depună plângere. Între cele două familii de romi, unii din Telorman, alții din Vâlcea, scandalurile se țin lanț de câteva luni. Urmărește fetele unde are aur la gât, unde are brățare, cercei, unde sunt bătrâne, sunt tânere. Ia cu toată lumea. Da. A trecut cu mașina pe aici, a luat o fată și a dus-o acolo la Țigănești. Așa. A violat-o, a rupt țoalele pe ea, n-a avut bijuterii, s-a bătut joc de ea și a dat-o drumul. El vrea lanțul, vrea cercei de aur și ia și le bate și le omor. M-a violat și apoi m-a dus acasă. Și acum a venit din nou pentru altă fată? Nu știu exact, a venit să mai ia altă. Da. I-a spus... Să ia și ce? Tot așa să o violează, tot așa să ia bani de la părinți. În realitate, totul face parte din controversata tradiție romă prin care fetele minore sunt promise ca soții unor tineri contra unor sume de bani. Scandalul apare când cele două părți nu se mai înțeleg la sumele promise. Am vorbit așa pe legea noastră țigănească. Să-i dau 150 de milioane să-mi dă fata înapoi la telefon. Eu n-am avut 150 de milioane, i-am zis că-i fac rost de 100 de milioane. În ultimul scandal, 4 bărbați au fost duși la audier, dar eliberați mai apoi pentru că nimeni nu depune nicio plângere. Din datele pe care le avem până la momentul actual, este vorba de tânărul de 18 ani care cunoscuse pe rețelele de socializare o persoană de sex feminin cu care urma să întâlnească. Acesta se deplasase pe raza localității Brâncen pentru a se întâlni cu aceasta. Din nefericire, în loc să întâlnească cu aceasta, s-a întâlnit cu cei 4 cetățeni care l-au luat și l-au urcat în auto-utilitara respectivă.